Da. Bună dimineața din nou. Ora 8. După cum vă obișnim, în această oră încercăm să vă aducem niște știri utile datorită colegilor de la site-ul avocatnet.ro. Despre ce vorbesc? Despre programul Prima Casă. Vorbesc azi despre programul Prima Casă. O să stau așa un pic mai relaxat să vă citesc. Uitați, victimele programului Prima Casă în euro pot solicita în instanță recuperarea avansului. Clienții ale căror dosare au fost suspendate după epuizarea vechiului plafon Prima Casă în euro, posibilitatea de a solicita în instanță obligarea băncii la acordarea creditului în moneda europeană, așa cum a fost stabilit inițial, sau plata avansului acordat vânzătorului. Decizia guvernului de a acorda garanții în programul Prima Casă doar în lei a provocat nesiguranță în rândul clienților care au primit aprobarea din partea băncilor pentru un împrumut în euro și care au achitat deja un avans proprietarilor, având în vedere incertitudinea de a mai obține finanțare prin noul program Prima Casă în lei. În cazul în care banca nu vine cu o soluție sau cu o propunere concretă, ori propunerea din partea băncii nu este avantajoasă pentru client și nu se ajunge la niciun acord, clientul are posibilitatea de a solicita în instanță obligarea băncii la returnarea avansului plătit vânzătorului imobilului sau obligarea băncii la acordarea creditului în euro, așa cum a fost stabilit în documentele inițiale, declară avocatul Codruț Avram. Deci Trebuie să știți că în cazul în care ați avut deja un contract cu banca pentru credit în euro, îmi cer scuze, pentru programul Prima Casă și nu v-a mai fost acordat, puteți obține în instanță ori acordarea creditului, ori recuperarea avansului plătit către vânzător. Făcea Moise Guran la emisiunea lui o simulare, tot așa, pe un apartament la 60.000 de euro, creditul în lei și creditul în valută. Până la urmă, deci după toate calculele lui, era mai... Adică banca îți dă, te încadrezi la rata aia lunară ca să ți-o permiți, la un salariu cât de cât sub 2000 de lei, la creditul în valută, încurajând astfel creditele în valută și nu în lei, deși inițial dobânda era mai ok și pentru euro decât pentru lei. Totuși la euro trebuia să dai un mic avans și tendința era să faci totuși în lei, dar nu te încadrezi, că trebuia să ai un salariu undeva peste 3500 de lei ca să poți să îți permiți acel apartament de 60.000 de euro. Nu era pentru Prima Casă, era doar o simulare. Luasem în calcul câteva bănci importante din țară și a făcut acea simulare, rezultând că era mai avantajos creditul în valută decât cel în lei. Și zicea la final, se pare că Uniunea Europeană, până la urmă, ceea ce își pune în cap și face. Problema era cu creditele în valută, că asta reproșa băncii naționale, că nu sunt dezvoltate creditele în valută, că majoritatea creditelor se fac în lei. Se știe că cel mai mulți bani sunt pe creditele pe apartamente, respectiv dacă se făceau în lei, normal că nu prea le convenea celor de la Uniune. Da. Bun, continuăm cu aceste știri utile. Știm că și la noi în județ sunt foarte mulți programatori, domeniul IT în Florește. Uitați cum se acordă scutirea de la plata impozitului pentru programatori. Măsura scutirii de impozit a venitorilor programatorilor a fost adoptată la cererea comunității profesionale IT în anul 2001. Aceasta dovedindu-se în timp ca fiind una dintre cele mai profitabile deopotrivă din punct de vedere economic, cât și din perspectiva dezvoltării industriei. Astfel, conform legii 571/2003, adică codul fiscal, articolul 55 alineatul 4, litera 1, veniturile din salarii, ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator, nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile, înțelesul impozitului pe venit. Gradarea unei persoane în categorie de activități sau de ocupații, scopul beneficierii de scutire de impozit, constituie responsabilitatea companiei. Companiile trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții, probabil le știu, dar dumneavoastră să știți că acordarea
înlesnirii tuturor programatorilor încă de la angajarea în companie. Este una dintre modalitățile de abordare pentru a acorda scutire de la plata impozitului pe venit. Bun. Da, păi... Deci programatorilor aveți această posibilitate, legea vă dă această posibilitate să fiți scutiți de la plata impozitului. Da, e de bine, oricum. Se știe că e la mare căutare această meserie, dacă putem să-i spunem așa, și eu zic, cu ocazia asta vor fi mult mai mulți. Normal. Da. Și pentru partea de business, care dacă ne urmărește cineva în această dimineață, trebuie să știți că întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de ajutoare de minimis pentru investițiile realizate în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanțare, în limita valorii maxime de 200.000 de euro. Deci puteți beneficia de 200.000 de euro 100% nerambursabil. Schema de ajutor de minimis se află deja în derulare, potrivit hotărârii de guvern de anul acesta, pentru acordarea de ajutare de minimis dedicate dezvoltării sau modernizării întreprinderilor. Ajutarele de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile în procent de 100%, în limita valorii maxime de 200.000 de euro, echivalent în lei, pentru toate codurile CAEN, mai puțin pescuit, agricultură, procesare, produse primare. Plata efectivă a ajutorului nerambursabil se efectuează în perioada 2014-2016. Vă spun și care sunt condițiile. Crearea a 5 locuri de muncă, dintre care cel puțin 2 locuri pentru persoane provenind din rândul șomerilor, în cazul ajutorului de minimis până la 100.000 de euro, și 7 locuri de muncă, cel puțin 4 pentru persoane provenind din rândul șomerilor, la un ajutor de minimis între 100.000 și 200.000 de euro. Să vă spun și care sunt cheltuielile eligibile, că asta este cel mai important. Realizarea de construcții noi cu scop industrial sau achiziția de construcții cu scop industrial destinate desfășurarea activității pentru care s-a solicitat finanțare. Echipamente tehnologice, mașini utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsurare, control, reglare, mijloace de transport nematriculabile pentru susținerea activității întreprinderii, echipamente IT. Bun. Măsuri bune care se iau. Da. Problema este că aceste măsuri nu sunt foarte mediatizate, știi? Pun proiectul de hotărâre pe site-ul guvernului, dacă se uită cineva bine, dacă nu, nu. Dar de obicei, pe urma tuturor acestor proiecte, beneficiază tot felul de firme de consultanță, de da, intermediere, păi, și așa e comisionul. Aici e chestia, că ei află, știi, bă, vezi că sunt niște bani de la Uniune, hai să îi împărțim între noi. Dar ei sunt obligați să mediatizeze toate chestiile astea. Adică, da, găsesc ei o portiță, fac ei cumva și... Bun. Bun. Și uite, în scrisoarea cu cei de la FMI, în scrisoarea de intenție pentru acordul cu FMI, guvernul vrea să introducă plata contribuției de asigurări de sănătate pentru cei care realizează venituri din chirii. Adică chiar dacă ești angajat la stat și plătești odată contribuție la sănătate, dacă mai ai un contract pentru diferite de prestări servicii și se consideră o activitate independentă, mai plătești odată și acolo asigurări de sănătate, și dacă în cazul în care mai ai o garsonieră, un apartament, păi, da, o casă pe care o ai în chirie și mai realizezi venituri și de acolo, mai plătești a treia oară contribuția la sănătate. De acolo nu ai venituri sau ce? Dacă ai venituri de acolo, frate, de ce să nu plătești? Deci nu-i... mi se pare... Bine, până la urmă nu poți să zici că e o anomalie. Se practică în Uniunea Europeană genul ăsta de impozitare în cascadă. Adică pe tot ce ai profit impozitezi, da? Uite, ce zici că... Guvernanți, precizăm că această măsură are în vedere lărgirea bazei de contribuție, reprezentând un prim pas în vederea implementării unei abordări fiscale unitare, astfel încât contribuțiile pentru sănătate să fie plătite de către persoanele care obțin un venit și de alte surse decât cele de natură salarială. Dar bineînțeles că ei neagă o asemenea măsură, nu se regăsește scrisoarea cu femei,
Bun. Oricum, este absurd, absurd să plătești de 3 ori contribuții la sănătate dacă te gândești că niciodată nu o să mergi la 3 spitale concomitent, nu? Da, da. E destul de nasol cu asta, cu partea și de sănătate. Și dacă este să revenim la bănci, uite, clauzele abuzive care sunt introduse în contracte, știm că a fost o întreagă bătălie cu legi, procese, băncile pledează pentru furturi legale al comisioanelor încasate ilegal. Uitați, guvernul cedează din nou în favoarea băncilor în războiul clauzelor abuzive, spun cei de la avocatenet.ro. Autoritățile promit către FMI judecarea proceselor în Alta Curte de Casație și Justiție, iar deciziile nu vor avea efect retroactiv. Autoritățile fac jocul celor două bănci, nu dau nume, care au dosare pe clauze abuzive, iar întregul sistem bancar va avea de suferit. Din punct de vedere al băncilor care nu au clauze abuzive în contracte, acele bănci care se străduiesc să câștige încrederea oamenilor este catastrofal. Mă întreb de ce nu reacționează ceilalți bancheri. Practic, aceste bănci care includeau clauze abuzive aveau profituri mai mari. Le făceau concurență neloială. În prezent, tot sistemul bancar asistă cum două bănci sunt salvate în detrimentul tuturor celorlalți. Yeah. Au fost și în sălaj foarte multe procese intentate de protecția consumatorilor anumitor bănci pentru clauze abuzive. Pe care le-au câștigat. Pe care le-au, în mare parte, le-au și câștigat. Da. Mai sunt sfaturi utile de cunoscut și de știu de dimineață ca să ajutăm. Nu mai prea sunt sfaturi. Ieri v-am dat sfaturile cu amenda, contestarea contravențiilor. Am fost la judecătorie, am contestat. Practic ai depus... Am depus o plângere contravențională. Da, trebuie să vă spun noutatea, dacă până acum nu se plătea taxă de timbru judiciar pentru procesele legate de plângerile contravenționale, de acum înainte se plătește o taxă de 20 de lei. Bun, uitați și o știre de ultim moment. Dracu, tot stăteam. Azi noapte, 4 persoane, printre care un copil, au fost rănite într-un accident rutier la limita județului Sălaj cu județul Cluj. Traficul a fost blocat pe 85. Scriu cei de la Realitatea. 4 persoane, între care un copil, au fost rănite miercuri seară pe 58 după ce șoferul unui autoturism a vrut să depășească și a ieșit în fața șoselei pentru a evita impactul cu altă mașină care circula regulamentar, lovind un stâlp de electricitate care a blocat traficul pe un sens. Uitați ce declară purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Daniel Graur. 4 persoane, 3 adulți și un minor, au fost rănite miercuri seară în comuna Câțcău, la limita județului Sălaj, și au primit îngrijiri medicale la fața locului în urma unui accident rutier. Din primele cercetări rezultă că șoferul autoturismului a intrat într-o depășire și văzând că se apropie altă mașină care circula regulamentar, a ieșit în decor, a lovit un stâlp de electricitate care a căzut pe carosabil și altă mașină a acroșat stâlpul căzut. Bun. Se pare că cei patru au fost răniți ușor, nu a fost un accident foarte grav, ceea ce este de bine. Bun. Ai văzut că zilnic dăm cu accidentele, că nu scăpăm de... Da, în fiecare zi, nu este zi, practic, fără accident. Cred că sunt extrem, extrem de rare zilele în care cei de la Brigada Rutieră, de la Centrul Național, pot să spună că a fost o zi fără un mort pe șosele. Da, nu, cred. Nu. Mai sunt zile, dar foarte, extrem de rar, când chiar nu există niciun mort pe șosele. Da. Asta e. Și la nivel mondial îți dai seama ce se întâmplă. Se moare pe capete. Bun. Vă mai citesc câteva știri naționale. Uitați, primarul UDMR din Miercurea Ciuc l-a vătămat corporal pe un ofițer SRI care îi filma în timpul liber pe participanții la Festivalul Cartofului.
Câteva ore înainte de deschide festivalul cartofului, primarul Robert Radului a ridicat la cote maximă tensiunea Miercurea Ciuc, cu urmărire ca în filme prin certul orașului, finalizată cu capturarea prin alunecare. Mă auzi, bă, deci s-a dus așa, știi, la unui ofițer SRI. La placat, știi? Am prins securistul, a stricat edilul la finalul cursei încheiată cu căzătura SRI-istului, după care a sunat la poliție pentru a cere să-l predea pe omul care susține că îl urmărește și îl hărțuiește de câteva săptămâni. La fața locului a ajuns nu unul, ci două echipaje, pentru că și ofițerul a cerut ajutorul oamenilor legii, reclamând că a fost bătut de edil. În plus, colegii SRI-istului au venit și ei să-l susține, pentru că era deranj maxim că primarul și-a permis să-l urmărească pe ofițer. Deci, iată că se întâmplă tot timpul și chestii de astea, deci nu... Persoana din Jibou care arunca cu roșii în Victor Orban la festivalul cartofului, cineva plachează, deci nu mai aruncă cu fructe și legume, a trecut direct la fapt. O placare ca la rugby, știi? Deci. Plus că dacă e să vorbim de festivaluri, noi avem al cepei, alții al cartofului, cred că fiecare zonă are un festival al unei legume. Oare cine are festivalul castravetele? Asta e tare de tot. Dăbulenii ce au? Dovlecii sau ce au? Dăbulenii. Dovleci sau pepeni? Pepeni. Pepeni de dăbuleni. Avem chiar un material video legat de pepeni din dăbuleni, pe care dacă dragii mei colegi din regie ne ajută, îl putem vizualiza, dacă tot ai dus cea în vorbă cea... Lubenița. Invadat Zalău? Da. Ai văzut că față de alți ani s-au modernizat acum, nu mai stau așa pe pături, știi? Au cort. Și-au făcut toți cortul și-au îngrădit frumos. Da, da, da. Și pe zone i-am văzut așa. Și la noi în Brădet acolo, cum se ia colțul, deja din ce mai multe tiruri vin cu marfă, de șmecheri am văzut și la autogara. Olteanca aia o știu de 4-5 ani și a ciuat locul ăla acolo, nu mai poate să intre nimeni, deci... Păi de-aia zic că tot ăia deja își cumpără locul, știu. Fac vânzare serioasă la noi aici, deci nu merge că... Da. Bun, tot aia e. Hai să urmărim știrea cu pepenii, cu lubenița, cu harbuzul, dublete, cum se mai spune. Hai să ne dăm la știri. Începând cu luna iulie, comercianții de lebeniță din diferite colțuri ale țării au venit la Zalău să facă un ban. Pentru a vinde cât mai mult, comercianții ajung să stea și câte 3 luni într-un loc. Dorm în corturi improvizate lângă grămada de lebeniță sau chiar sub cerul liber. De unde sunteți? De la Bechet. De unde? Bechet. Și când ați venit în Zalău? De cât timp sunteți aici? Și 2 săptămâni sunt aici. De o lună? Și unde dormiți dumneavoastră în tot acest timp? Lângă lubeniță. Aveți cort sau ce aveți? Da, avem un cort. Acolo cortul. Cât timp mai aveți de gând să stați? Încă 2 luni. Și cum merg vânzările? Cam prost. Nu cam alți ani, dar ce să facem, asta e viața. Aveți de gând să vă mai întoarceți la Zalău? Da, la anul. De cât timp veniți, de fapt, la Zalău? 5 ani. De 5 ani de zile. În plimbarea noastră pe la comercianții de lebeniță am întâlnit și o tânără venită tocmai din Turnu Măgurele, care ne-a dezvăluit că această meserie a preluat-o de la părinții ei, care colindau și ei țara să vândă pepene roșu. De cât timp sunteți aici? De 2 luni. Și cât timp mai vreți să stați? Cam o lună. Unde dormiți? Unde stați? Acolo. De cât timp veniți la Zalău? De câți ani? Păi bunicii și părinții vin de 30 de ani, eu vin de 5-6 ani. Deci oarecum e o afacere de familie. Da. Cum merg vânzările? Binișor. Mai bine sau mai rău decât în anii trecuți? Mai rău. Comercianții de lebeniță au fost vizitați în ultima vreme și de polițiști, nu doar de clienți. Poliția locală a făcut mai multe controle care au urmărit în special ca vânzările să se desfășoare cu acte în regulă. În urma controlelor, 3 comercianți s-au ales cu avertismente, deoarece numele de pe certificatul de producător nu corespundea cu numele persoanei care vindea pepenii. Hai la pepene roșu, hai la lubeniț, hai la harbuz, hai la... Nu mai știu cum să... Dar ăștia oltenii fac ravagii cu pepenele la noi în județ. Adică olteanul face legea în Ardeal pe linie de pepene, cu siguranță. E de bine. Oricum, partea nasoală e de imagine. Adică arată orașul așa bâlci un pic. Dar
nu mai trebuie să mergi în piață, doar cobori din bloc, în fiecare cartier s-au aciuat, mergi, dai banul, mi se pare destul de ieftin, nu știu cât a ajuns, un leu kilogramul. E ok, de preferabil să alternați pepenele roșu cu cel galben, se face o salată de fructe extraordinar cu puțină miere, e senzațional. E chiar indicat cura de pepene, că Paul vă zicea de cura de prune la propriu. 3 zile, dacă eu, de exemplu, am fost cu Adi ieri la o sesiune foto și am servit doar câteva prune și deja au fost probleme. Mă gândesc la 3 zile de cură de prune. E dureroasă situația. Oricum, cura de pepene știu că e foarte indicată pentru rinichi și cea de pepene roșu, da? Și cea de pepene galben, având foarte multe vitamine, te ajută în acea perioadă să le alternezi. Bun. Da, mai am o știre. Uite, Sfântul Primar din Zimnicea. Sfântul? Sfântul Primar din Zimnicea. Oh my God, am auzit, am văzut știrea asta, da, e... Ar trebui fiecare primar. Primarul din orașul Zimnicea, județul Teleorman, a fost pictat pe pereții unei biserici nou construite în calitate de ctitor, așa cum argumentează episcopul Alexandre și Teleormanul, preasfințitul Galaction, stângă. Stângă Galacticul. Mamă, ce nume au ăștia. Calalacteul stângă. Stângă, da. Bun. Este vorba despre Biserica Sfântul Filip, unde primarul PSD Petre Pârvă a fost răsplătit pentru contribuția sa la construirea bisericii, începută din perioada comunismului. Deși chipul edilului este lez de recunoscut alături de cel al preotului paroh, pictura încă nu este finalizată. Uite că nu are o mână. De nu e, a? Ce-ar fi fost la Sfânta Vineri să-l vedem pe Radu Căpânașiu, pe... Toate cazul nu este singular în România, un exemplu fiind George Becali, care a fost pictat alături de întreaga sa familie într-o biserică din județul Vrancea, după ce a construit casele locuitorilor afectați de inundațiile din 2005. Da, și George Bush și Mihail Gorbaciov au fost pictați pe zidurile unei biserici din comuna Petrești, județul Alba. Deci ăia îți duci cu capul, clar. Și treaba e cu George, cu George Bush și cu mai ales acum... Mihail Gorbaciov. Și Gorbaciov. Sunt curios dacă... I-a făcut pata lui Gorbaciov acolo, care o avea el așa specific. Mai ales acum cu George Bush, că s-a operat pe inimă, știi? Sfântul, era să fie Sfântul George Bush dacă nu reușea operația, îți dai seama. Bun. Da. Mai avem partea doar de... 30 de secunde până la pauza de publicitate. Vă reamintim despre... căutările noastre. Matinale Rege TV își caută asistentă. În locul pe care stă acum Cipri trebuie da. Să fie al unei asistente TV. Frumoasă, sexy, carismatică și în special vorbăreață. Vă așteptăm CV-urile pe pagina ori pe pagina de Facebook Show Matinal, care o veți acum în dreptul ecranului, sau pe e-mail matinalregiotv@aronea.com. Da. Te vrem în echipa noastră, cum ar veni. Da. Deci. Dacă vrei o carieră în televiziune, noi îți putem oferi această oportunitate, da. Da. Bun. Și acum, dacă era asistenta, spunea ea ce trebuia să spună, dacă nu... Anunță Uchi, publicitate. Hai. Hai, Uchi, spune publicitate. Hi, this is Nana, a.k.a. The Dark Man, in Romania, in Salau, on the 27th of July, and you guys are watching Radio TV. Ce faceți? Dar e bine, doamne, munceam, sunteți sănători, gigani. Cu ce vă ocupați? Ni s-au dat prunci în trăinătate, sărace și vicii. Să știți că România nu are altă șansă. Oare nu revine înapoi, ce zici? Ești tare. Extraordinar. Da, m-ați văzut agitat în ultima perioadă? N-ați să vedeți așa ceva. Asta e viața.
Sunt Ana Adam și urmărești Regio TV. Aici e ca la popa. Ne învârtim în jurul cozii. Acesta este capitalismul, asta e competiția. Foarte bine. Nu asta mă schimbă nimic. O să intrăm în faliment, e foarte clar. Măgată, o să zic eu. Eu nu sunt comentator. E o minciună, știți foarte bine. Vă țuc pătăți. Pa. Salut, sunt Andreea Vălan și vă urmăriți Regio TV Transilvania. Vă pup! Atmosfera incendiară, domnule. Incendiară. Nu, asta este o exagerare. Să tomeaști treburile. Ce facem? Eu nu vreau. Mi-mi place luxul. Nu mult, întâlnesc după bani, am că e mai scump, am bine? Nu comentez. Nici măcar la mișto. Asta am vrea. Știți ceva? Și vii aici așa, băi, munți în țară la noi. Niciodată. Chiar mă bucur că m-ați nimerit pe mine. Bucuroși le-om duce toate. Eu sunt ce rebel. Eu sunt ce rebem. Eu sunt ce bani. Eu sunt ce boss. Și mă uit la... Ce faceți? Tare bine, doamne, munceam, sunt chiar sănătos, gigant. Cu ce vă ocupați? Mi s-au dus prunci în străinătate, sărace și vicii. Să știți că România nu are altă șansă. Oare nu revine înapoi, ce zici? Ești tară. Extraordinar. Da, m-ați văzut agitat în ultima perioadă? N-ați să vedeți așa ceva. Asta e viața. Aici e ca la popa. Ne învârtim în jurul cozii. Acesta este capitalismul, asta e competiția. Foarte bine. Nu asta mă schimbă nimic. O să intrăm în faliment, e foarte clar. Măgată, o să zic eu. Eu nu sunt comentator. E o minciună, știți foarte bine. Vă țuc pătăți. Pa. Ana Adam și urmărești Regio TV. Salut, sunt Andreea Vălan și vă urmăriți Regio TV Transilvania. Vă pup! Salut, sunt Cerebele și te uiți la Regio TV. And you guys are watching Regio TV.
Da. Suntem. Bună dimineața din nou. Revenim. Am revenit. 8:30 de minute. Este timpul să revenim cu știrile cele mai importante din județul Sălaj. În primul rând vă anunțăm că este cod galben de caniculă. Azi și mâine. Nu am pregătit și potrivit mâine. Avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie, în aceste zile sunt anunțate temperaturi de până la 40 de grade, Celsius și disconfort termic accentuat. Maximele vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. Azi și mâine în Zalău, temperaturile se înregistrează între 17 grade Celsius noaptea și 34 de grade Celsius. Pe timp de zi, temperatura maximă. Sâmbătă, temperaturile vor fi în ușoară scădere, situându-se între 17 și 32 de grade. Duminică și luni, însă, meteorologii anunță furtuni. Duminică, temperatura. Temperatura maximă în Zalău va fi de 25 de grade Celsius, iar luni 28 de grade Celsius. Până la sfârșitul săptămânii viitoare, temperaturile maxime în oraș vor fi între 26 și 28 de grade. Bun. Și regionalizarea instituțională, v-am spus, politica pașilor mărunți, încetul ne mutăm cu șefia instituțiilor la Cluj, centrul de comandă al finanțelor sălăjene se mută la Cluj, un număr de 62 de angajați ai direcției din Zalău au primit ordine de eliberare din funcție. De să ce o să le meargă la rechine acum, care dacă se mută cam toate șefiile pe la Cluj. Bine, oricum, se mută doar direcțiile, cum să spun, se mută conducerile, practic, că pe noi nu ne afectează cu nimic. În mare măsură nu, dar unele chestii care se vor face strict la Cluj și se făceau la Zalău, da. Nu, nu o să fie pus cetățeanul să facă drumul în plus, nu, de asta ați convins, da. Bun, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj a fost desființată prin hotărârea de guvern publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii iulie. În locul Direcției Generale a Finanțelor Publice a fost înființată Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj, care funcționează în cadrul Direcției Regionale Cluj-Napoca, alături de județele Bihor, Bistrița, Năstăud, Satu Mare, Maramureș și Cluj. De asemenea, Laurențiu Butiri, care a ocupat funcția de director executiv al direcției din Sălaj, a fost împuternicit pentru a ocupa funcția de șef administrației la Administrarea Județeană a Finanțelor Publice Sălaj. Cum se numește acum, este aceeași mărie cu o altă pălărie. Păi nu-i mai poate să-i spună director. Dacă l-a scos din funcția de director, o să-i zică domnul șef, nu? Așa e acolo, șef al administrației. Domnul Butiri este șeful șefilor. La deconcentrate în Sălaj au la trecut, s-au tata lor, da. S-au schimbat tot felul de partide politice, s-au perindat, a fost PDL, PSD, PNL, eu mai știu câte a fost. Aurențiu Butiri tot timpul a fost șef la finanță. Da, oricum Zalău rămâne cu credire 57 de miliarde de lei, pe care face umbră centrului istoric. Bun. Da, și trecând la alte știri un pic mai omenoase, să le zic așa, parcul central va fi gata în octombrie. În octombrie, în momentul exact de față, lucrările sunt finalizate în proporție de 80%. Ce scuze, nu te-am auzit? Da, în octombrie când încep ploile, știi, deci... Da, când se poate bucura oamenii de parc. Da, așa o să meargă lumea în parc în octombrie, extraordinar. Bun. Uitați ce ne propun proiectanții, curs de apă în cascade, un platou de șah uriaș, alpinism, terasă și pistă pentru biciclete, fântâna va arăta de exemplu punctele cardinale, spectacol într-un amfiteatru modern care va fi și acoperit, un parc pentru copii și pentru rolleri, va fi de asemenea amenajat o zonă specială pentru animalele de companie, deci nu o să aveți voie să mergeți cu animalul de companie decât în zona specială amenajată. Mie mi se pare un lucru foarte okay, bun, da. Pentru că nu poți să mergi să-ți lași animalul să-și facă nevoile unde după tine vine un copil să joace în nisip, nu? E adevărat, da. Total de acord. Da, minigolf și sală de sport. Minigolful nu știu dacă va prinde. Știți că a fost americanul acum, Uncle Sam,
Am făcut acel teren de mini-golf care nu a avut succesul sperat, scontat. Nu-ți deschizi românii la chestia asta așa de... Adică golful e încă un sport foarte exclusivist în România. Deci avem un singur teren la pianul de jos și acolo dacă mergi o să găsești doar persoane care vin de afară să joace. E un teren destul de ok, omologat de europeni. Am înțeles că se țin și campionate. Am fost odată doar în trecere așa și era Răduleasca cu Dani Oțil și mai era cineva. Deci doar câteva persoane care își permit să joace. La noi ăsta ce era aici în parc era jucărie, adică jucărie, că până la urmă chestii dintre astea, știi, micuțe de golf ca și pentru casă, știi? Da, deci eu nu e. Da, și se reparcă, ce am zis, se repară parcurile de joacă. Da, am greșit. În cartierul Brodet, de exemplu, acum câțiva ani a existat un spațiu de joacă pentru copii, dotat cu tot felul de leagăne, hinte, tobogane. Între timp parcul s-a deteriorat, dar acum angajații au instalat din nou leagăne, hinte și scărițe. De asemenea, în această perioadă, cei de la DP spun că vopsim băncile deteriorate, le reparăm, înlocuim șuruburile la aparatele de joacă și la bănci pentru a le oferi siguranță copiilor și persoanelor care își petrec timpul acolo. După aparatele de joacă, dacă aparatele de joacă sunt rupte sau crăpate, le înlocuim. Executăm lucrările la aceste parcuri de fiecare dată când este necesar, spun oficialii de la ADP. Bun. ADP-ul, da. Și... uitați și un editorial religios scris de către preotul Gheorghe Cornea de la Sfânta Vineri. Doamna Labo, editorialul religios, nu? Nu. Invidia sau pismă, așa se numește, așa se numesc cuvintele scrise de către preotul Cornea. Dacă vreți amănunt, le găsiți în pagina 4 din Graiul Sălajului de azi. Nu intru în detalii. Nu e de mirare că tinerii nu le vor, cardurile Euro 26 sunt obiecte inutile în Sălaj, pentru că nu ai magazine la care să beneficiești de reduceri cu aceste carduri. Da, sunt doi incendii de vegetație într-o zi. Nici nu sunt multe, era zile în care erau 30-40 de incendii de vegetație într-o zi. Bun, startul ligii a treia la fotbal s-a amânat până pe 30 august. Ați aflat amănunte ieri în jurnalul de știri de la Regio TV. Bun, volei Club Municipal Zalău s-a reunit marți, ați aflat și această știre. Victor Dobrescu la o semnătură de FC Zalău, dar absolut se poate realiza chiar în această după masă. Iar de asemenea, CSM Zalău s-a întors de la naționale cu două medalii, Zalău Adrian Popuțea și Sabo Robert au urcat pe podium după ce au câștigat câte un meci, au ajuns în semifinale. În semifinale au pierdut, iar locurile 3 sunt cele cu bronz. Cam atât. Da. Acum, important e pe sport astăzi, ca echipele noastre de fotbal să treacă mai departe. Da, să vă spun și de sport. Azi intră în focurile competiției Petrolul Ploiești, care va juca în deplasare la Viteze Arnhem. În tur a fost 1-1. Meciul va fi în direct la ora 21 pe DigiSport. Pandurii Târgu Jiu va juca la Hapoel Tel Aviv. Tot 1-1 a fost în tur. Acasă, meciul, da, din câte știu eu, nu va fi televizat. Sau cel puțin nicio televiziune din România nu a cumpărat drepturile de televizare. Îl vom găsi pe net, meci, cu siguranță va fi. Da. Iar de la ora 19, Astra Ploiești va juca acasă cu Trensin, după ce în tur a câștigat cu 3-1 deplasare. Astra este aproape calificată. Meciul de asemenea pe DigiSport. A, și meciurile sunt și pe Pro TV, din câte știu, nu? Nu dau? Nu. N-ar mai luat Europa League deloc? Probabil din faza grupelor. Din faza grupelor, da.
oricum au pierdut foarte mult. De exemplu, Steaua nu se mai joace anul ăsta în grupele Europa League, o să joace cel mai probabil în grupele Ligii Campionilor. Adversarii sunt destul de facili, sau cel puțin am văzut care sunt cei 5 posibili adversari: Austria Viena, Ludgoreț din Bulgaria, Molde din Molde nu. Nu mai e? Nu, e echipa, păi, cred că pe Molde am zis Austria Viena, dar nu sunt sigur, stați că vă dau. În fine, oricum, deci echipe din ce îmi zicea ieri, echipe destul de facile, dar vi le pot spune acum. Austria Viena mi se pare cea mai cu nume, adică probabil cea mai, echipa cu cel mai bun coeficient în momentul de față. Deși... Dar este vorba de Austria-Viena, Legia-Varșovia. Da, și ea, Legia-Varșovia, și ea e o echipă destul de bună. Cred că e mai bună decât Austria-Viena. Ludgoreț din Bulgaria, Karagandy din Kazahstan și Maribor din Slovenia. Și în afară de Austria... Bine, nici Austria și Viena și Legia-Varșovia nu sunt două echipe... Eu zic că Steaua e superioară, adică... Da. Și da... Bun, Poșta încearcă să supraviețuiască cu servicii financiar bancare. Este dezastru, fraților, este dezastru la Poșta Română. De exemplu, când a fost la tribunal să-mi cumpăr, să achit taxa de timbru judiciar, mai am stat acolo o groază de timp pentru o taxă de 20 de lei. Nu știu, era de un tip înaintea mea, a încercat să trimită o scrisoare în America. Doamna de acolo, de la ghișeu, i-a pus codul de bare, i-a scanat și să-l trimite, după care a intrat în calculator, a văzut că de la acest oficiu nu poate să expedieze în locația cerută de om în America, nu știu, la New York, vrea să-l trimită la o scrisoare. Da, când am ajuns acolo, povesteau, știi, și nu povesteau și zic că trebuie să o taxă de timp judiciar, vă rog. Stai să termin cu domnul, am să zic, da, păi vă vedeam că povestiți, mă gândeam că ați terminat. Stai să termin cu domnul. Domnul, da, poate domnul nu vrea să termine cu dumneavoastră, așa că să mă lăsați să plătesc taxa de timp. Când la oricum, văd și eu... dezastru, este dezastru. Nu, la deci serviciile română. La serviciile noi... Serviciile este toată jena. Nu îți ajung scrisorile... Deci, bune, deci vom avea cele mai tari știri dacă procurăm o cameră de asta video... cum se numește, că îmi scap acum... ascuns așa. Și mergem la instituții, la toate, la primărie, și la primărie, frate, că mergi la taxe și impozite și acolo vezi o niște specimene. La poștă, la oriunde, deci cu camera. Și acolo sunt mai multe ghișee la primărie, la taxe și impozite. Sunt funcționarii primăriei. Da, și... Și cei cu gunoiul. Da. La funcționarii primăriei, când am mers, au fost destul de ok doamnele de acolo. Schimb acolo la gunoi. Depinde în ce momente le prizi, știi, că la gunoi acum, cum zici tu. Eu cred că noi le prindem tot atunci, în săptămâna aia cu probleme. Dacă nu, în săptămâna cu probleme, că nu iau banii. Să nu. Da, hai să revin la subiectul cu Poșta. Serviciile sunt dezastroase. Mai bine, de exemplu, când comand ceva de pe internet și, bun, dacă îți trimite prin poștă, plătești 7-8 lei. Dacă îți vine prin curier, plătești 20 ceva de lei. Prefer să plătești 15 lei în plus, dar știu că mi-ajunge coletul. Deci serviciile de curierat au câștigat un teren în fața... E adevărat. Plus poștă că vin... incredibil. Poșta mai are noroc doar cu contractele astea, că duc banii acasă la pensionare, pentru serviciile de stat, practic. Cu atât n-au ei noroc. Vor să, acum, să intermedieze credite bancare, nu știu dacă cunoști, va fi Poșta Română Bank, un serviciu de ăsta de intermediere, credite bancare, etc., pentru mai aduce un surplus financiar și de imagine, dar nu prea dau șanse acestui serviciu Poștei Române. Adică, nu, din moment ce nu ai angajați capabili să îți implementezi acest serviciu, nu ai cum. No, ei nu sunt stare să implementeze nici serviciul ăsta. Știi-te, dacă vrei să trimiți bani undeva, da? Ai contul, frumos. Mergi la o bancă, la banca la care trebuie să trimiți, mergi la sucursală. De exemplu, dacă ai un cont la banca X, mergi la banca X,
îi dai frumos contul, îți cere buletinul, ai plasat banul. Da, în 5 minute ai rezolvat problema. În schimb, mergi la poștă, completează talonul. Mergi și zici, bun talonul, e bine completat. Da, poate... E bine, completează din nou că ai greșit aici. Plus că dacă n-ai buletinul, ești mâncat. Adică la o bancă la care eu mai duc sau... Deja dacă te cunoaște și cât de cât îți merge și ai numărul de serie și buletin și codul numerului personal în cap și ești, te verifică, tu ești la poștă, frate, că n-ai buletinul, poți să-i dai tu CNP-uri și ce vrei tu. Greu, dacă n-ai buletinul, doamnă, vă dau serie număr, vă dau și poliția la care a fost, vă dau și ce, tot. Buletinul. Plus că sunt 10 ghișe și două funcționare. Spui ce vrei, da, imediat să rezolv problema asta. Până merge la celălalt calculator, stai să văd, ăsta nu-i deschis, că mi-a lăsat colegul închis. Stai să merge la celălalt calculator, deci se mută de la 10 calculator. Dar cel mai tare e când mergi jos la poșta de la Astral, știi? Mergi să ridici un colet. Acolo n-am mai fost de mult, sincer. Mergi să ridici un colet. Bună ziua, a ajuns coletul, da, merge sus și achitați taxa. Mergi sus, achizi taxa, merge jos, luați coletul. Da, da, cu asemenea servicii nu o să aveți niciodată de câștigat, fiindcă mi se pare că Poșta Română e tot la stat, ceva de, da. Adică la stat la propriu, așa de. Bun, trecem la magazin Sărăjan, rapid, până la pauză, publicitate. Citim și magazinul, că am văzut că nu sunt foarte multe știri interesante azi acolo. No, deci nu, lumea e prin vacanță peste tot. Topul celor mai mari lefuri din primăria Zalău. Deși poate pare greu de crezut, cel mai mare salariu din primăria municipiului Zalău nu este nici pe departe cel al primarului Radu Căpânașiu. Directorii de la diferite departamente, administratorul public al orașului, cine este administratorul? Domnul Radu Nistorescu. Nistorescu, da. Dar și secretarul, care cred că este Lian Potroviță, sunt printre cei mai bine plătiți salariați din primărie. Lefurile lor fiind cuprinse între 40.000 și 50.000 de lei pe an, într-un top al celor mai mari salarii din primăria municipiului Zalău, realizat de cotidianul magazin Sărăjan, edilul orașului se clasează doar pe locul al 7-lea. S-a desfințat Direcția Generală a Finanțelor. De astăzi, sălajul este sub cod galben de caniculă, timp de 20 de zile ar fi prea mult. Timp de 2 zile, începând de astăzi și până mâine inclusiv, sălajul se află sub cod galben de caniculă. Doar sperăm că în weekend va fi vremea suportabilă, să putem ieși și noi să ne relaxăm undeva la o baltă, la un strand, la un grătar, să spunem așa, de piept de pui și nu altceva. Sălăjenii sunt așteptați la Festivalul Internațional de Folclor Ecor Meseșene. Iubitorii de folclor din tot județul și nu numai sunt așteptați începând de mâine, 9 august, să ia parte la cea de-a 38-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Ecor Meseșene, festival care se va desfășura timp de 3 zile la Zalău și la Jibou. Da? A mai fost până acum la Jibou sau doar la Zalău, nu știi? Ecor Meseșene? Da. Vine și sâmbătă va fi la Jibou, iar duminică la Zalău. Da, deci se merge în paralel. Pălincarii sălăjeni primesc o nouă lovitură. Știți foarte bine despre acea acciză aplicată acestei băuturi. Am citat rapid un restart la serverul de net. Da, bine. M-ați auzit? Autoturismul dobândit prin partaj nu mai poate fi înmatriculat gratuit, însă laj începe să scadă numărul înmatriculărilor. Producția de grâu a sălajului cu o treime mai mare decât anul trecut. O veste bună pentru agricultorii sălăjeni și, după cum știu eu, la ce vreme bună a fost în această vară, începând de la legume până la fructe sau că am făcut de toate, asta e de bine. Aveți, uite aici, topul celor mai mari lefuri din primăria Zalău, pe pagina 3-a, o să-i găsiți pe majoritatea cu salariile lor aferente și faceți dumneavoastră un calcul lunar cât îi revine fiecăruia.
Despre, am vrut să spun, trupele sau bandurile care vin la ecouri meseșene, despre iubitorii de folclor, da. Uite, vin din Bulgaria, se numesc folclor bulgar, Rhythm din Bulgaria, deci nume în engleză, interesant. Asociația folclorică Laurianum din Italia, deci asta chiar că e în latină. Disa Atic din Serbia. Tündekert Montevideo din Uruguay. Asta, deci mi se pare să bați un drum de la, din America de Sud să vii, bravo lor. Ansamblul folcloric Gönczöl din Budapesta, Magyarország. Și va fi o paradă a portului popular prin centrul Zalăului. Asta va fi duminică 11 august la Zalău, în intervalul orar 13-14 va fi această paradă pe traseul Centrul de Cultură Ceas Bulevard Perla. Deci iară se blochează bulevardul, să știți. Da, se va bloca. Așadar, cârcotașii iar vor veni, bă, dar iar să... Bă, dar iar nu înțelegeți că totuși un festival internațional de folclor ne face bine, mult bine județului? Nu vor înțelege. A, iar... Bun, și ca o veste bună tot pentru cârcotași, tot duminică în centrul orașului își vor da concursul Veta Biriș, Ioan Dordoi, Felix Galan, Radu Ciordaș, Petrică Mureșan și Marcel Abram. Ei, știți, majoritatea iubitorii de muzică populară îi iubesc pe aceștia. Trecem de partea de zvonotecă, am lăsat-o doar de dimineață. Așa, rubrica de sport e doar la nivel național. Doar vă reamintesc de Cupa Meseș la traseu montan viteză pentru amatori și profesioniști. Apropo de chestia asta, vreau să vă anunț că mâine dimineață la ora 8 vom avea invitați la show matinal pe organizatorii acestei competiții de viteză montană. Viteză montană. Da, pe Septimiu Berar. Berar și pe Sebastian Olah vor fi prezenți mâine dimineață. Să povestim, așa cum știți, la Sport Cafe nu aveau foarte multe informații, doar atunci începuse lumea să se înscrie, șoferii amatori. Mâine dimineață, din câte știu, la 9 se va încheia lista, așadar vom ști exact câți participanți, ce și cum, dacă va veni italianul Tempestini cu celălalt, deci câțiva care au licență, ca să nu zicem șoferi profesioniști cu licență, da. Amicii muzeului au făcut paradă la Carei, expoziție de pictură și la Centrul de Cultură și Artă, doamna Voichița Cecălăcean din Târgu Mureș expune la muzeu. Așa, paginile despre anunțuri, una alta. Doar ultima pagină, vreau să se vadă pătrățelele la aceștia. Deci românii sunt, au o imaginație debordantă. Deci, gardul pentru făcut pătrățele. Am să mă duc și eu să caut un gard de genul acesta și să-mi fac o poză, să-mi fie dor de caloriferul din abdomen. Nu l-am mai văzut de mult. Știu că sub această minge de handball, basket, volley, cum vreți să o numiți, se ascunde un abdomen perfect. Așa și pălincarii sălăjeni primesc o nouă lovitură, o nouă majorare a accizelor la alcool pentru acoperirea găurii bugetare cauzată de reducerea TVA la pâine, va duce implicit la o creștere a evaziunii fiscale în rândul producătorilor de băuturi alcoolice. De această părere este și Grigore Ardelean, președintele Asociației Producătorilor de Țuică din Sălaj, care spune că orice creștere a accizelor la alcool nu este una benefică, chiar din contră. Avem și o poză aici cu un nenea care face pălincă. După cum știți, la țară e acel cazan, niște condiții de-astea așa mai precare, dar iese pălinca bună.
Și hai că vorbim despre Pălincă de la ora 9. Vorbim? Da. Ok, bun. Bun. Publicitate.